sa omule. Tinerețea și nici anii, omule, nu poți cumpăra cu banii, omule, nici cu aurul din lume. Ce-o trecut, trecut rămâne, ce-o trecut, trecut rămâne, omule. Rămâne, omule. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la Esențial de Reghin. Vă invit să parcurgem împreună știrile cele mai importante din această săptămână. Luni 3 august s-a dat start procesului de asfaltare pe strada de Dradului. Circulația va fi restricționată și astfel se va circula alternativ. Se preconizează ca ultimul covor asfaltic să fie turnat până la sfârșitul acestei săptămâni. Lucrările din serialul programului de reabilitare a infrastructurii rutiere din municipiul Reghin, vorbind aici despre străzile Gării de Dradului și Gurghiului, se află în grafic potrivit șefului de șantier. Iată, astăzi, 3 august, au început deja lucrările de asfaltare. Primul strat, cel de egalizare pe strada de Dradului, vorbim de 1350 de metri liniari asfaltați până la sfârșitul acestei săptămâni. Dacă șansele sunt de partea noastră și lucrările evoluează în continuare sub aceeași formă, este cel mai probabil ca de săptămâna viitoare să se înceapă deja lucrările de asfaltare pe strada Gurghiului. Am demarat lucrările pe strada de Dradului cu primul strat de asfalt însemnând stratul de egalizare. Vom lucra pe partea stângă a drumului astăzi. Mâine vom continua cu partea dreaptă, urmând ca apoi mâine și joi să putem închide stratul de geocompozit și stratul de legătură, fiind al doilea strat de rulare pe întreaga lungimea străzii. Pe strada de Dradului circulația nu va fi închisă, ci se va lucra alternativ pe un sens și pe celălalt. Și pentru că nu vorbim despre trafic intens și o zonă la fel de circulată precum cea de pe strada Gării, nu se vor efectua lucrări pe timp de noapte. După turnarea celor trei straturi de asfalt, lucrarea de infrastructură va fi continuată cu șanțurile, rigolele și căile de acces. După ce vom termina stratul de legătură, vom demara lucrările de șanțuri și betonarea șanțurilor și trotuarele vor merge, urmând ca ultima fază vor fi accesele la proprietăți. Un pic merge mai încet, cam o lună, o lună jumate va dura lucrările de șanțuri, pentru că sunt lucrări de betonare, merge manual, deci în septembrie cred că vom termina. Acostamentul va fi un metru de betonat și șanțul, continuând cu șanțul, și trotuarul iarăși de un metru lățime pe toată lungimea stradei Dradului pe o parte. Atât autoritățile cât și muncitorii fac din nou apel la răbdarea și înțelegerea conducătorilor auto. Revin iarăși în a ruga oamenii și șoferii îndeosebi să aibă în vedere că se lucrează intens și foarte greu, și dat fiind faptul că lățimea carosabilului este de 6 metri, pentru noi este un pic cam strâmt, deci rugăminte, dacă se poate, și acum un pic de înțelegere din partea șoferilor. După finalizarea procesului de asfaltare pe strada de Dradului, parte din echipajele de lucru se vor muta pe strada Gurghiului, unde vor demara lucrările de casetare a sistemului rutier. Cel mai probabil acest lucru se va întâmpla săptămâna viitoare. Locul 3 și medalie de bronz. Acesta este rezultatul impresionant obținut de reghineanul Cătălin Halați la Olimpiada Internațională de Matematică pentru Studenți din Bulgaria. Tânărul nu a fost la prima sa participare și de fiecare dată s-a clasat în topul celor mai buni studenți din lume la capitolul matematică.
O nouă performanță internațională pentru un grup de studenți români. Universitatea Politehnică București a participat la Olimpiada de Matematică pentru studenți din Bulgaria. Competiția a avut loc între 27 iulie și 2 august în localitatea Blagoevgrad. Din lotul universității a făcut parte și regineanul Cătălin Halați, care a obținut locul 3 și medalie de bronz. Concursul a constat în două probe de câte 5 ore, pe care constând în rezolvarea 5 probleme de matematică. Sunt de aceea mea participare acolo, deja știam cum se desfășoară lucrurile și este un mediu foarte propice pentru a face noi cunoștințe care să te ajute în dezvoltarea ta profesională mai departe. Cătălin Halați nu este la prima sa participare la această olimpiadă de matematică. Anul trecut a obținut tot medalie de bronz, iar acum 2 ani s-a întors cu mențiune. Pentru Cătălin însă este ultima participare, întrucât și-a încheiat studiile la Universitatea din Capitală, absolvit ca șef de promoție Facultatea de Științe Aplicate. Cătălin spune că această olimpiadă de matematică este cel mai înalt nivel pentru un student, deoarece reunește cei mai buni tineri din toată lumea, iar spre mândria noastră, românii sunt mereu la înălțime. În principiu au fost de pe toate continentele țări participante, dar cei mai mulți au fost din Europa de Est, din țări din Orientul Mijlociu, din Asia. Românii s-au descurcat destul de bine în acest an. A mai fost un lot al Universității din București. La Olimpiada din Bulgaria, Universitatea Politehnică București a obținut în total o medalie de argint, 2 de bronz și 2 mențiuni. După acest concurs, regineanul Cătălin Halați se bucură de o vacanță, dar nu prea lungă, întrucât la toamnă este așteptat în Bonn, Germania, unde a primit o bursă de studii de 2 ani în fizică teoretică. Reclamele publicitare pe teritoriul public al municipiului Reghin fac subiectul unui regulament la care lucrează Primăria Reghin. Subiectul a fost dezbătut public luni 3 august la sediul instituției, în prezența unor arhitecți și a cetățenilor interesați de această chestiune. Cetățenii municipiului Reghin au fost invitați să studieze și să opineze în legătură cu noul regulament privind reclamele publicitare pe domeniul public al orașului. Luni 3 august, la sediul primăriei, a avut loc o dezbatere publică pe această temă, la care au luat parte reprezentanții ai administrației publice locale, arhitecți și cetățeni interesați de această chestiune. Specialiștii explică faptul că un asemenea regulament este impus de lege. Existența regulamentului derivă din prevederile legale, există lege pentru astfel de regulamente. Interesul primăriei se manifestă în direcția unei imagini civilizate pe domeniul public și pe zona municipiului Reghin, pentru că afișajul, ca și arhitectura și imaginea publică urbană sunt corelate împreună. Deci este firesc acest interes și se traduce prin dorința primăriei de a fi și în concordanță cu legea și de a obține pentru locuitori și pentru cei care vizitează Reghinul o imagine adecvată, contemporană, în acord cu arhitectura pe care o deține, mai ales valoroasă în zona istorică. Conform procedurii legale de elaborare a unui regulament, în prima fază s-a stabilit un grup de lucru format din specialiști și reprezentanții instituțiilor care au atribuții în acest domeniu. Actul final ține cont de propunerile venite din partea factorilor implicați și a fost publicat pe internet pentru a putea fi studiat de cetățeni. Specialiștii spun că scopul acestuia este de a pune ordine în acest domeniu al vieții unei comunități locale. Regulamentul este la prima vedere ușor restrictiv, dar e o problemă de civilizație urbană, să spunem, de educație. În timp se vor vedea și rezultatele. Efectele preconizate ar fi ca în ideea utilizării mijloacelor de publicitate, imaginea urbană, a pereților urbane alcătuiți din arhitectură, istoricul, contemporanitatea să nu dispară în spatele reclamelor. Noul regulament va fi supus aprobării Consiliului Local. Practic, acesta cuprinde zone și mijloace de publicitate admise în spațiile respective, prezintă restricții privind publicitatea restrânsă și cea lărgită. Duminică 2 august a avut loc Târgul Băilor la Ideciu de Jos. Organizatorii au vrut să ducă mai departe tradiția, să realizeze și să promoveze obiectivele legate de ștrand.
Evenimentul s-a încheiat cu un foc de artificii și discotecă în incinta strandului. A fost sărbătoare mare duminică 2 august la Ideciu de Jos, cu ocazia Târgului Băilor. A fost una dintre cele mai reușite ediții ale acestei sărbători, cu o tradiție veche de 10 de ani. Atât organizatorii cât și invitații de seamă au avut satisfacția lucrului bine făcut și speranța că aceste tradiții vor fi duse mai departe. Tot în cadrul evenimentului s-a dorit promovarea obiectivelor legate de strandul cu băi sărate. Noi ne-am pregătit, după cum vedeți, ca niciodată de data asta, pentru că am văzut în organizarea acestui eveniment și de asta ne-am permis să îi dăm un pic de amploare, să facem un pic de gălăgie. Vreau să văd în conjuncție cu strandul, adică mai concret cu obiectivul nostru declarat de a extinde și moderniza strandul. Am o mare satisfacție că, într-adevăr, dacă au început sărbătorile mai anemic, astăzi e vorba aia, cum se spune, plin de lume, deci chiar nu mai este acces pe stradă și asta dă satisfacție că avem un rost. Sute de oameni s-au adunat în fața scenei pentru a se bucura de spectacolul variat pregătit pentru ei. Interpreți populari, ansambluri folclorice și tinere talente au urcat pe scenă pentru a cânta și a încânta publicul. Atmosfera de sărbătoare a fost întreținută de binecunoscutul Vaida cu ai săi nănași. Acesta a mărturisit că se simte cel mai bine la sărbătorile de acest gen, înconjurat de oameni simpli. Românii, în general, sunt dornici de întâlniri și de povești. Și vezi omul simplu. Eu de aici învăț. De la omul simplu. În întâmplări de astea mai mici, mă simt foarte bine. Programul s-a încheiat în jurul orei 22 cu un foc de artificii, dar și discotecă în incinta strandului. În perioada 4-5 august, elevii rămași corigenți vor fi examinați la disciplinele la care nu au reușit să încheie anul școlar cu nota 5. Cei care vor promova se pot înscrie pentru examenul de bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2015, în data de 7 august. La cele 3 licee din municipiul Reghin își vor da corigențele 72 de elevi. 72 de liceeni reghineni din clasele terminale se pregătesc de corigențe. În perioada 4-5 august, elevii vor fi testați la acele discipline la care nu au reușit să promoveze pe parcursul anului școlar. Doar dacă vor obține minimum nota 5, ei se vor putea înscrie la examenul de bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2015, înscriere care se va face până pe data de 7 august. 18 elevi din clasele terminale de la Liceul Tehnologic Petru Maior din Reghin își vor da corigențele în aceste zile. Astăzi ar fi trebuit să avem un număr de 3 elevi care se prezinte pentru încheierea situației. Nu s-a prezentat decât unul singur care și-a rezolvat problema la limba engleză. Avem un elev corigent la limba maghiară. 7 elevi sunt corigenți la câte 2 obiecte. 6 din ei română matematică și unul la matematică și geografie. Restul elevilor sunt corigenți la un singur obiect, acela fiind matematică. La Liceul Tehnologic Lucian Blaga din Reghin sunt înscriși să participe la examenul de corigențe un număr de 19 elevi, cei mai mulți dintre ei la disciplina geografie. Deci avem un total de 19 elevi corigenți, dintre care 8 la 2 materii, 11 la o singură materie. Mai mulți avem la geografie și matematică, respectiv câte 8, română 7, unul la chimie și unul la discipline tehnologice. Alți 45 de elevi ai claselor terminale de liceu de la Ioan Bojor, dacă vor promova examenele de corigență, se vor putea înscrie la examenul de certificare a competențelor profesionale din sesiunea august 2015 a examenului de bacalaureat. Potrivit cifrelor furnizate de directorul Liceului Tehnologic Ioan Bojor, profesor Alexandrina Lupescu, unui număr de 4 elevi le sunt neîncheiate mediile. În zilele de 4 și 5 august vor fi testați la matematică 17 elevi. Alți 11 vor trebuie să-și dea corigența la biologie, 7 la geografie, iar la limba și literatura română, 10. Notele vor fi făcute cunoscute în aceeași zi. Cei care vor trece de corigențe se vor putea înscrie până pe data de 7 august la sesiunea a doua a examenului maturității. A doua sesiune a examenului de bacalaureat 2015 va începe în 17 august cu probele orale și de competență, iar din 24 august până pe 28 august vor fi susținute probele scrise.
un bărbat de 31 de ani din Hodac este cercetat în stare de arest preventiv pentru șantaj. Tânărul a fost prins în flagrant de polițiștii reghineni sâmbătă, în timp ce primea de la victima sa 1000 de euro pentru a nu da în vileag o faptă compromițătoare pentru femeie. Se pare că bărbatul mai ceruse și mai primise bani de la victima sa, începând din decembrie anul trecut și până acum. Cercetările în acest caz de șantaj continuă. Acțiunile polițiștilor reghineni pe străzile din municipiu au scos la iveală o posibilă faptă de șantaj. Oamenii legii au descoperit sâmbătă un bărbat de 31 de ani din Hodac care pretindea de la o femeie suma de 1000 de euro pentru a nu divulga o faptă compromițătoare pentru victima sa. În cursul zilei de sâmbătă, în urma unor activități complexe, lucrătorii de investigații criminale, în colaborare cu lucrători de la alte compartimente și formațiuni reghinene, au reușit prinderea în flagrant a unei persoane cercetate într-un dosar penal care are ca obiect infracțiunea de șantaj. Potrivit polițiștilor, șantajul dura încă din luna decembrie anului trecut, iar în câteva rânduri, bărbatul a obținut de la victima sa ceea ce a cerut. Acum însă, după ce a fost arestat, va sta după gratii cel puțin 30 de zile. Persoana respectivă s-ar fi aflat la al treilea act material de primire a unor sume necuvenite, vorbim de sume în valută, în total 2130, am spus trei acte materiale care ar fi 630 de euro, 500 de euro și 1000 de euro în flagrant. Toate aceste sume erau pretinse fără drept, fiind injuste, amenințând victima cu divulgarea unor informații compromițătoare. Flagrantul asupra bărbatului a fost realizat sâmbătă în timpul unei serii de acțiuni de prevenire derulate de oamenii legii din Reghin. Printre activitățile desfășurate la sfârșitul săptămânii anterioare și începutul acesteia se numără activități pe linie de poliție rutieră, de menținere ordinii și siguranței publice, precum și activități desfășurate de către lucrătorii de investigații criminale. În cadrul aceleași acțiuni de prevenire a faptelor antisociale, polițiștii au reținut și două permise de conducere. Se apropie de final cea de-a noua ediție a mini-taberei de vară cu activități sportive. Zeci de copii de gimnaziu din Reghin învață primii pași în sporturi precum tenisul de câmp, înotul, tehnici de autoapărare, dar și engleza distractivă. Elevii sunt încântați că pot petrece mai multe săptămâni, zilnic, de dimineața până după masa, făcând activități în aer liber și socializând cu alții de vârsta lor. Reghinul găzduiește o nouă ediție a mini-taberei de vară pentru copii. Sala de sport din Parcul Tineretului și Ștrandul Municipal sunt locurile unde își dau întâlnire zeci de elevi dornici să facă sport pe perioada vacanței de vară. Inițiativa taberei îi aparține profesorului de sport Baja Elud, care a adus în jurul său și alți profesori care vor să le ofere o alternativă de petrecere a timpului liber copiilor din zona Reghin. Ideea este ca ei să învețe lucruri noi. Pentru foarte mulți dintre ei, practic, este un curs de inițiere. Unii dintre ei nu știu să noate, alții n-au știut să țină o rachetă în mână și învață în 5 zile, că sunt pe serii. Deci noi avem, de exemplu, anul ăsta am avut 3 serii. Sunt copii care vin în toate 3 seriile și la sfârșitul celor 3 serii pot să joace mini-tenis, deci să știe lovitura de forehand, backhand și serviciul de jos pe teren mic, cu reguli reduse. Dau un exemplu vorbind de tenis. La not la fel. Foarte frumos este aici. Îmi place că facem tenis, facem și not, facem și jocuri distractive. Întotdeauna mă distrez la ele și facem și autoapărare. Sunt activități diferite de la un an la altul? În principiu, da. Depinde, uneori. Care e activitatea ta preferată? Să joc tenis. Pentru a câta oară vii în această tabără? Pentru a patra oară. Și cum ți se pare anul acesta? Bun. E o diferență față de anii trecuți? Deci în ultimii 4 ani nu a mai fost autoapărare, numai anul ăsta, cât am fost eu. Am înțeles. Care e activitatea ta preferată? Tenisul. De ce? Păi... joc de vreo aproape 2 ani tenis și îmi place să joc. Da, anul trecut am fost, este al doilea an în care vin. De ce ți-ai dorit să vii din nou? Pentru că este foarte frumos, interesant și tot timpul înveți ceva nou. Și la not, și la tenis, și la autoapărare, și la engleză, tot timpul este ceva nou. Nu e obositor? Nu este, numai dimineața când te trezești.
Cum te înțelegi cu colegii tăi din tabără? Copiii sunt tot timpul foarte de treabă și sunt prietenoși și veseli. Practic copiii vin la ora 9 la mini tabăra de vară, îi pregătim, îi împărțim pe grupe. Avem toate condițiile pentru că avem sprijinul primăriei Reghin, altfel nu am putea să facem această mini tabără de vară. Mulțumim și pe această cale primăriei Reghin și îi rotim între noi. Deci toți copiii vor face într-o zi în not, autoapărare, așa, merg la masă, la prânz, au masa de prânz la restaurantul de aici din parc, mâncarea este foarte bună, porții, bineînțeles, pentru copii, iar după ce termină cu pauză, avem jocuri distractive cu toți împreună. Proiectul a fost gândit pentru a-i obișnui pe cei mici cu activitățile sportive, dar și pentru a veni în sprijinul părinților care nu au cu cine lăsa copiii în perioada de vacanță. Iar dacă sunt curioși cum se descurcă la provocări micuților, părinții pot asista la activități ori pot fi la curent cu ce se întâmplă prin intermediul paginii de Facebook a Minitaberei. Scena Târgului Băilor de la Ideciul de Jos a fost plină de tineri interpreți veniți să cânte și să încânte publicul prezent. Îmbrăcați în costume populare și cu voci ce merită ascultate, aceștia au avut parte doar de admirații și aplauze din partea celor prezenți. Tinerii interpreți de muzică populară din zona Reghinului au evoluat pe scena Târgului Băilor, acolo unde și-au dovedit încă o dată talentul și potențialul. Cunoscută de la multele festivaluri unde a fost invitată, Bianca Pop este și laureata emisiunii concurs Pot să fiu ostea, un proiect de Reghin TV. Pe scena de la Târgul Băilor a avut parte încă o dată de aprecierea publicului. Putem trece de prag, hei, hai, la, 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 da să jocăm, era drag, la, la, la. Ajungeam până la zăpor, hei, hai, la, 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 da să jocăm, era dor, mă, la, la, la. Pe scenă a urcat și solista Dorina Iuliana Oprea, care s-a aflat printre premiații aceluiași concurs Pot să fiu ostea. A participat de asemenea la numeroase concursuri și festivaluri, unde a obținut rezultate, unde a dovedit că vocea ei merită. Ori de câte ori apare, zice aceeași cântare cu bule. Diana Timenea a fost concurentă, Pot să fiu emoții. Azi cântată pentru tine și-ți dore zile senine. Dumnezeu să te ocrotească, că e departe de casă, tată dragă. Venită de pe Valea Gurghiului, Diana Suceava a prezentat pe scena târgului momente muzicale folclorice specifice zonei. A fost răsplătită cu ropote de aplauze. A fost prezentă pe scenă și reghineanca Natalia Moldovan. Aceasta este o iubitoare a cântecului și portului popular. Iară cântă cu cuvinte, la 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 la, parcă mi-ar cânta pe mie, la 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 la. Iară cântă cu cuvinte, la 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 la, parcă mi-ar cânta pe mie, la 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 la. Mă duc să-l întreb ce face, la 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 la. În cadrul festivalului au avut loc și expoziții de icoane pe sticlă, măști de gips și lansare de carte. Târgul Băilor de la Ideciul de Jos a avut loc duminică. Acest an a fost canicular din această perioadă, reghinenii și nu numai se bucură de serviciile strandului municipal din complexul de agrement situat în Parcul Tineretului. Cele patru bazine puse la dispoziția celor mari și celor mici reprezintă cea mai bună alegere pe care reghinenii au făcut-o pentru a se răcori în aceste zile toride.
Prognoza meteo favorabilă și tabloul meteorologic canicular din aceste zile i-au scos pe reghineni din casă. Copiii alături de bunicilor, cupluri, de ce nu, prieteni și familii au venit astăzi la ștrandul municipal din Reghin pentru a petrece timpul liber, pentru a se reîmprospăta și a se îmbăia în această apă minunată pe care dumneavoastră o vedeți în spatele meu. Unii au ales umbra, alții au ales să completeze integrame, rebusuri, alții se joacă în cele patru bazine de apă. Avem patru bazine cu apă, apă curată, de calitate, dar este destul de costisitor să menținem apa la calitatea respectivă. Ne mobilizăm astfel încât tot timpul iarba să fie cosită, să fie curat, să fie coșurile golite, oamenii să dispună de consumabile corespunzătoare la vestiare și să oferim aici un mediu care, din punct de vedere al stării de salubritate, să fie corespunzător. Oamenii în vârstă caută umbra pentru a putea juca o partidă de table sau pentru a rezolva un rebus. Doamnele și domnișoarele se pot bronza în voie, iar iubitorii de apă au la dispoziție patru bazine cu apă curată. Cei ce se ocupă de administrarea ștrandului spun că vremea din acest sezon estival a contribuit la înregistrarea unui flux ridicat de oameni care au venit la scăldat. Ne-am bucurat de personal, cred eu că n-am făcut așa un calcul, dar mai mult decât anul trecut, pentru că și timpul a fost puțin mai favorabil, cu excepția lunii iunie, când a plouat destul de mult. Și încă vara este în continuare, august este aici, urmează puțin din septembrie și sperăm ca lumea încă în continuare să vină, să se simtă bine aici alături de personalul nostru și de serviciile care le oferim. Veniți des aici la ștrand? Venim pentru Adina, fetița e la orele de not și pentru ea mai mult. Practic îmbinați utilul cu plăcutul? Da, exact, exact. Recomandați? Da, chiar cu încredere. Invitați și pe noi? Haideți, haideți! Cum e apa? E bună. V-ați îmbăiat deja? Da, dar... Cum e apa? Mergeți și vedeți. V-ați pronunțat că vreți o baie. Făcând rebus, integrame, stând la plajă, intrând în apă și făcând baie. E bună apa? Da, foarte bună. Recomandați reghinenilor? Da, da. Este curată, bună. Cum vi se pare ștrandul din Reghin? E destul de frumos, îmi place acum. Bine, abia am venit numai. În familie? Da, nepoțelele. Bunica cu nepoțelele. Ați intrat în apă deja? Da. Cum e apa? Puțin rece. Care bazin? Cel mic. Cum vi se pare spațiul verde? Minunat, îmi place aici. Am venit mai puțin, dar e bine. V-ați jucat? Da. Unde? În apă. Bine, foarte, foarte amenajat. N-am venit de multe ori acum, am fost tot ocupat, dar e destul de amenajat. Curățenie, tot. Deci, foarte, foarte bine. Și în acest sezon, cele patru bazine cu apă sunt adresate tuturor categoriilor de vârstă, atât înotătorilor de performanță, cât și celor de agrement, pentru cei mari și pentru cei mici. Valoarea biletelor a rămas aceeași ca și anul trecut, 3 lei pentru copiii cu vârstă de peste 5 ani și 5 lei pentru adulți. Trei reghineni au fost păcăliți vara aceasta prin metoda cartelelor telefonice reîncărcabile. Al treilea caz a fost înregistrat de Poliția Reghin marți 4 august, iar victima s-a plâns că a cumpărat cartelele în valoare de 120 de euro și a dictat codurile de reîncărcare persoanei care a contactat-o. Oamenilor legii le este greu să spună acum dacă aceste trei cazuri de înșelăciune sunt legate între ele. Cert este că victimele sunt persoane în vârstă, iar răufăcătorii vorbesc atât limba română cât și limba maghiară. Încă un reghinean a căzut în plasa infractorilor care, prin telefon, sub diferite pretexte, își conving victimele să cumpere cartele telefonice reîncărcabile și să le dicteze codurile. Al treilea caz din vara aceasta a fost înregistrat de Poliția Reghin marți 4 august, după ce victima a depus plângere. Apelarea la un post de telefonie fixă și solicitarea de ajutor. Persoanele suspecte solicită sprijin bănesc, întrucât se află într-o conjunctură nefavorabilă, au rămas fără bani, se recomandă ca fiind
cunoscuți și apropiați ai persoanei apelate le câștigă încrederea și astfel persoana apelată cumpără cartele reîncărcabile, transmite codurile de încărcare, iar în final sfârșesc prin a se adresa poliției că au fost înșelate. Oamenilor legii le este greu să spună acum dacă aceste trei cazuri de înșelăciune sunt legate între ele. Cert este că victimele sunt persoane în vârstă, iar răufăcătorii vorbesc atât limba română cât și în limba maghiară. Prejudiciul total se apropie de 650 de euro. Deci am înregistrat o infracțiune de înșelăciune la sfârșitul lunii iunie, una la sfârșitul lunii iulie, iar în cursul zilei de ieri o a treia. La prima faptă în iunie am avut un prejudiciu de 20 de euro. La infracțiunea comisă la sfârșitul lunii iulie, prejudiciul se ridică la aproape 500 de euro, iar la fapta comisă ieri, prejudiciul este de circa 120 de euro. Putem evita să cădem în plasa răufăcătorilor dacă urmăm indicațiile polițiștilor și suntem suspicioși ori de câte ori suntem contactați de persoane necunoscute sau suspecte. Revin cu recomandarea ca nimeni să nu dea curs solicitărilor care le sunt făcute de către persoane necunoscute. Chiar dacă li se par că sunt cunoscute, totuși să încerce o verificare prealabilă înainte de a cumpăra cartelele și a transmite codurile, pentru că astfel se transformă singure sau devin persoane vătămate în cadrul unui dosar penal, iar șansele de identificare a făptuitorilor sunt destul de mici. Alături de metoda de a păcăli prin încărcarea cartelelor telefonice, cunoscute sunt și înșelăciunile prin metoda accidentul sau metoda premiul câștigat prin tragere la sorți. Vești așteptate de ani de zile de elevii Liceului Tehnologic Ioan Bojor din Reghin. Nu se vor mai ține cursuri de după amiaza pentru că unitatea va avea 4 săli noi de clasă începând din toamnă. Acestea se construiesc la mansarda uneia dintre clădiri. Investiția se face din fonduri europene cu aportul primăriei Reghin și este completată de dotarea cu mobilier prin contribuția financiară a liceului. Între timp, în celelalte clădiri se fac reparații și igienizări. Liceul Tehnologic Ioan Bojor este în verva pregătirilor pentru noul an școlar. Cea mai importantă lucrare care se derulează în incintă este o investiție dorită de ani de zile. Se mansardează una dintre clădiri pentru construirea a 4 săli noi de curs. Investiția se face din fonduri guvernamentale cu aportul primăriei Reghin. Acest program guvernamental, în valoare de 5 miliarde vechi, și o contribuție personală în ceea ce privește mobilierul școlar. Este un proiect realizat împreună cu Primăria Municipiului Reghin. În această etapă s-au ridicat pereții. Urmează săptămâna viitoare să fie acoperită această clădire și să sperăm că din octombrie-noiembrie vom și intra în sălile de clasă. La proiect contribuie financiar și liceul, care acoperă cheltuielile cu dotarea noilor săli. Acestea vor fi la ultimul etaj al imobilului care găzduiește ateliere și care a fost construit între 2005 și 2008 prin fonduri FARE. Din veniturile proprii am achiziționat 4 seturi de bănci școlare pentru noile săli de clasă, pe care le construim din fonduri guvernamentale și la fiecare set de bănci, dulapuri, catedre, scaun pentru profesor, tot ceea ce ține de mobilierul din fiecare sală de clasă. Între timp, în celelalte clădiri ale liceului se fac lucrări de reparații și igienizări, pentru ca la toamnă elevii să fie primiți în cele mai bune condiții. De la Consiliul Local am primit 22.000 de lei. Din acești bani am schimbat ușile la vestiarele sălii de sport, de la grupurile sanitare de lângă sala de sport, de la laboratorul de industrie alimentară. Am schimbat ondulinele de la fiecare intrare în școală și vom igieniza cu forțe proprii ceea ce avem mai deteriorat. Dar totul va fi gata la început de an școlar.
Liceul Tehnologic Ioan Bojor din Reghin are în planul de școlarizare 23 de clase, în care învață aproape 500 de elevi. Polițiștii din cadrul IPJ Mureș desfășoară în această perioadă acțiunea blocada. În perioada 30 iulie-4 august au fost constatate 39 de infracțiuni, dintre care 29 flagrant delict. Verificările vor continua până la sfârșitul lunii august, iar polițiștii urmăresc prevenirea comiterii de infracțiuni și asigurarea afluenței traficului rutier pe sectoarele de drum cu trafic intens. 39 de infracțiuni, dintre care 19 de natură judiciară, 9 la regimul circulației rutiere și 11 de alte genuri de infracțiuni. Dintre acestea, 29 au fost constatate în flagrant delict. Polițiștii au depistat și 4 persoane urmărite care aveau emise pe numele lor mandate de executare a pedepsei închisorii. Asta au constatat polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș în urma a 195 de verificări. Aceștia desfășoară acțiunea blocada atât pentru prevenirea comiterii de fapte antisociale, cât și pentru asigurarea unui trafic rutier fluent. Astfel, la nivel județean, în perioada 30 iulie-4 august, au participat 589 de polițiști, dintre care 384 de la ordine publică, 110 de la rutieră, 77 de la investigații criminale și 4 specialiști în arme, exploziv și substanțe periculoase. De asemenea, au fost aplicate 1159 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 281.233 de lei, dintre care 198 pentru nerespectarea normelor privind ordinea și liniștea publică, prevăzute de legea 61/1991, 49 la legea numărul 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite și una la legea numărul 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere. În urma activităților desfășurate în trafic, polițiștii au aplicat 834 de contravenții prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, dintre care 8 pentru consum de alcool, 207 pentru viteză neregulamentară și 9 pentru nerespectarea normelor legale privind depășirea. Ca măsură complementară, polițiștii au confiscat bunuri în valoare de 41.465 de lei, au reținut 40 de permise de conducere, dintre care 7 pentru consum de alcool și 5 pentru viteză și au retras 23 de certificate de înmatriculare. În perioada 25 iulie-31 august, sub coordonarea Inspectoratului General al Poliției Române, la nivel județean se desfășoară acțiuni preventive reactive, la care participă polițiști din cadrul structurilor de ordine publică, rutieră, investigații criminale, acțiuni speciale, arme explozive și substanțe periculoase. În activitățile desfășurate, polițiștii urmăresc prevenirea comiterii de infracțiuni și asigurarea afluenței traficului rutier pe sectoarele de drum cu trafic intens. Pe timpul vacanței de vară, serviciul Biblionet așteaptă utilizatori de toate vârstele. Fluxul acestora este în scădere în această perioadă, cu toate că reprezentanții serviciului au semnalat o creștere a numărului de persoane care au trecut pragul sării de internet în comparație cu anul precedent. Lunar, 450 de utilizatori beneficiază de serviciul gratuit de internet oferit de Biblioteca Municipală Petru Maior din Reghin. Una din metodele de a petrece timpul liber pe care copiii o aleg este să frecventeze sala de internet a Bibliotecii Municipale Petru Maior din Reghin. Pe perioada vacanței de vară, fluxul de utilizatori Biblionet este în scădere, dar față de anul trecut, potrivit reprezentanților serviciului, numărul acestora a crescut simțitor. Putem să spunem negativ, pentru că cei care în timpul școlii stau la internat sau stau la cămin, nu vin pentru internet, nu vin pentru Biblionet la oraș, deci ei stau acasă. Cei care stau plasate, iarăși, 450-460 de copii sunt în medie pe lună. De când s-a deschis Biblionetul, a crescut, nu mult, dar anual a crescut. Responsabilii mai recunosc și faptul că vremea de afară influențează fluxul de utilizatori. Acum în vacanță, putem să spunem că depinde cum e timpul. Dacă timpul e ploios, sunt 30-35 de copii zilnic. Dacă e cald, cum e de exemplu astăzi, 10-15, mai bine merg la ștrand sau nu știu. Videți la Biblionet? Da. Și de ce? Păi să mă uit la poze sau să mă joc jocuri care nu merg acasă.
Și în vacanța de vară nu te duci să te joci afară? De ce preferi să stai în fața calculatorului? Nu prefer. Când sunt foarte mari canicule, atunci prefer. Apelezi deseori la serviciile Biblionet? Da. Pentru școală cauți ceva informații? Da, când sunt timpul școlii. Dacă mai întrebe una alta proiecte. Ai nevoie de informații, cui le ceri? La domnul Atila. Da, acasă uneori nu merge Facebook-ul și vine aici câteodată ca să intru pe Facebook. La acest serviciu gratuit apelează persoane cu vârste diferite, dar care trebuie să îndeplinească o condiție, și anume să fie înscriși la Biblioteca Municipală. Înscriu mai ales copii, e adevărat, dar mai sunt și persoane care de vârsta a doua, vârsta a treia. Sigur, poate să vină oricine, deci dacă mai ales cei care au rude în străinătate, copii în străinătate, pot să vină să folosească un Skype, un program de comunicare cu copiii și îi ajutăm cu plăcere. Programul de funcționare a serviciului Biblionet este luni și miercuri de la 11 până la ora 19, iar marți, joi și vineri de la ora 8 până la ora 16. Au început lucrările de renovare și igienizare la unitățile de învățământ școlar și preșcolar din Reghin. Liceul Tehnologic Lucian Bleaga se bucură de o lucrare mai amplă prin schimbarea geamurilor de pe holuri, băi și ateliere cu cele de tip termopan. Fondurile au fost alocate din bugetul local, iar execuția lucrării începe luni 10 august. Procesul de igienizare va demara la 1 septembrie. Majoritatea unităților de învățământ din Reghin au intrat în șantier pentru lucrările de igienizare și reparații din perioada verii. De luni, 10 august, demarează lucrările de renovare la Liceul Tehnologic Lucian Bleaga. Schimbarea majoră va fi la geamurile de pe holuri, băi și atelierele unității, care vor fi înlocuite cu cele de tip termopan. Contractul a fost deja semnat, iar fondurile pentru execuția acestei lucrări au fost alocate din bugetul local. Pentru ce putem ne folosim de personalul care avem și lucrările contractăm pe bază de strângere de ofertă. Și e vorba în principal de schimbarea, de înlocuirea geamurilor cu geamuri termopan de 34.700 de lei cu TVA cu tot. Sunt în principiu fondurile primite de la administrația locală, iar fondurile proprii vor fi destinate pentru reparații de mobilier, schimbat scaune, mese, deci nu pentru lucrări de renovări propriu-zise. Pe lângă această lucrare vor mai fi executate și mici reparații la mobilierul școlar, costurile fiind suportate din fondurile proprii. În plus, unitatea se pregătește de curățenie generală. Procesul de igienizare se va executa ceva mai târziu, în jurul datei de 1 septembrie și tot de o firmă specializată va fi făcută și această acțiune. Băile sunt relativ în regulă, deci la băi nu intenționăm să facem lucrări majore în acest an, cu excepția geamurilor care vor fi schimbate și acolo. În rest, băile sunt la un standard destul de ridicat. Și în afara clădirii principale se intervine pentru ca în prima zi de școală elevii să se bucure de condiții optime de studiu. Da, avem aici o mică lucrare de reparație, o tencuială căzută și la corpul C, respectiv în zona bibliotecii, avem o mică lucrare la acoperiș și ceva burlane. În ceea ce privește spațiul verde, parcuri și curtea interioară, se intervine? Aici reușim să ne descurcăm cu personalul propriu, pentru toaletat arborii ne mai ajută primăria cu compartimentul specializat. Da, deci așteptăm elevii într-o școală curată. Până în prezent a fost schimbată o ușă la o sală de clasă de la etajul 3 și se mai dorește achiziționarea a 30 de scaune noi tapizate. Liceul Tehnologic Lucian Bleaga din Reghin dispune de 4 corpuri de clădire, care cuprind 32 de săli de clasă și băi modernizate la fiecare nivel. 4 persoane suspecte de comiterea infracțiunii de evaziune fiscală și bănuite că au creat un prejudiciu de 720.000 de lei. Asta au constatat polițiștii mureșeni joi 6 august în urma unor percheziții la sediile unor societăți comerciale și la domiciliile suspecților. În cauză s-a luat măsura reținerii pentru 24 de ore față de cele 4 persoane, urmând a fi prezentate instanței competente cu propunere de arestare preventivă.
4 persoane au fost reținute pentru 24 de ore. La data de 6 august, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Mureș, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, au efectuat 21 de percheziții pe raza județelor Mureș, Harghita și Vaslui. Acestea au fost făcute la sediile unor societăți comerciale și la domiciliile unor persoane suspecte de comiterea infracțiunii de evaziune fiscală, bănuite că au creat un prejudiciu de 720.000 de lei. La data de 23 iulie 2014, cele 5 persoane ar fi înființat o societate comercială în Târgu Mureș, care ar fi fost folosită pentru emiterea de documente justificative, fără corespondent în operațiuni comerciale reale, având drept beneficiari mai multe societăți comerciale de pe raza județelor Harghita și Brașov. În perioada ianuarie-mai 2015, activitatea de denaturare a stării fiscale de fapt s-a materializat prin emiterea în numele societății comerciale din Mureș de facturi fiscale fictive, ca urmare a unor înțelegeri avute cu coordonatorii societăților beneficiare, toate de pe raza județului Harghita. Activitățile s-au desfășurat în cadrul unui dosar penal instrumentat de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, Inspectoratul de Poliție Județean Mureș, sub supravegherea parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș. În cauză s-a luat măsura reținerii pentru 24 de ore față de 4 persoane, urmând a fi prezentate instanței competente cu propunerea de arestare preventivă. Luni 10 august debutează a 4-a ediție a taberei de artă de la Pădurea Rotundă din Reghin, organizată de Asociația Carte. Vor avea loc proiecții de filme în premieră, iar 7 artiști de artă contemporană vor încânta privirile celor prezenți cu operele lor. Copiii sunt și ei invitați la o serie de ateliere. Accesul este liber la toate evenimentele din program. Între 10 și 16 august are loc a 4-a ediție a taberei de artă de la Pădurea Rotundă din Reghin. Evenimentul organizat de Asociația Carte are o importantă componentă de film, dar și de artă contemporană. În acest an avem un focus pe un accent pe filmul european. 11 producții multipremiate în ultimii ani vor fi prezentate în premieră publicului reghinean. Sperăm să fie o întâlnire cu reușită cu publicul reghinean la acest capitol. Avem 7 artiști tineri artiști emergenți pe scena de artă contemporană invitați la Reghin. Proiecția filmelor se va ține în 3 locuri diferite, de marți până joi la Pădurea Rotundă, la Casa de Cultură a Tineretului George Enescu de luni până duminică și în showroom-ul unei fabrici de mobilier tapițat din strada Apalinei, sâmbătă. Pădurea Rotundă este un proiect gândit ca un laborator de artă contemporană, unde mai mulți artiști emergenți sunt invitați să abordeze teme inspirate din microuniversul reghinean, mureșean ori transilvanean. Propunem artiștilor pe care îi invităm acest spațiu reghinean, mureșean, transilvanean, îl propunem ca pe un laborator de lucru pentru ei, urmând ca în decurs de o lună să pregătim o expoziție la galeria noastră din Târgu Mureș. De marți până vineri, copiii din Reghin sunt invitați la Pădurea Rotundă, începând cu ora 11, la o serie de ateliere de artă dedicate lor. Accesul este liber la toate evenimentele din program. Doamnelor și domnilor, Esențialul de Reghin se încheie aici. Sunt Georgiana Stuparu. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Noul restaurant Monte Carlo. Locul ideal pentru cele mai importante evenimente. Locația de vis, anunții tale. Ambianță intimă, un adevărat deliciu culinar, servire la cele mai înalte standarde. Sală de conferințe, simpozioane, manifestări culturale. Terasă și parcare monitorizată. 12 lei meniul zilei, iar pentru pensionar doar 7 lei. Situat la intrarea în Reghin, strada Iernuțeni, numărul 162. Restaurant Monte Carlo. Rafinament și eleganță la superlativ. Evora, o nouă locație.
întreaga gamă de produse cu care v-am obișnuit se regăsește în noul magazin deschis. Evora, o nouă locație. Flozo, sărbătorim împreună. Cu ocazia aniversării a 15 ani de activitate, Flozo demarează o campanie publicitară cu 15 premii speciale. Comanda ta o șansă de a câștiga ediția a 4-a, în perioada 20 aprilie 2015-9 decembrie 2015. 15 ani de activitate, 15 premii. Premiul 1, un sejur de 3 nopți pentru 2 persoane în orașul Barcelona, în perioada 1-15 martie 2016. Premiul 2, televizor LED Samsung diagonal 116 cm în valoare de 2000 lei. Premiul 3, laptop Asus în valoare de 1600 lei. Și 12 premii constând în ceasuri de mână brand Fossil pentru femei și bărbați. Detalii despre campania promoțională, comanda ta, o șansă de a câștiga ediția a 4-a, găsiți în locațiile din regie. Strada Gării numărul 44, telefon 0265 511 700 și în Toplița, Strada Gării numerele 4 8, telefon 0266-342-128. Flosso, calitate, promptitudine, competență. Castelul Basmele, visul oricărui copil. Spațiu de joacă. Activități educative pentru copii. Locul ideal pentru petreceri private. Totul în condiții de maximă siguranță. Reghin, strada apelor, numărul 4. Castelul Basmelor. O călătorie în lumea copiilor. Pentru griji și nevoi, vino la noi. SC Ramina, distribuitor Tărâțe Șroț și Floarea Soarelui. Mălai furajer, furaje pentru pui, concentrate pentru porci, viței, pui. Materiale de construcție, ciment, var, lavabile, rigips, plase sudate, mărfuri industriale, bilote, lejerii de pat, articole de bucătărie și cadouri. Toate la cele mai mici prețuri. Reghin, strada Ierumuțeni, numărul 124. Telefon 0746-108-567 sau 0265-512-649. SC Ramina. Soluția nevoilor tale. Farmacia veterinară ProVet. De 18 ani pe piața produselor de uz veterinar. Din dragoste pentru animale, vă oferim la cele mai accesibile prețuri. Medicamente de uz veterinar. Hrană și accesorii pentru animale de companie, furaje concentrate și premixuri medicamentoase pentru animale din gospodărie, produse hormonale, antiparazitare interne și externe, dezinfectante pentru adăposturi. De luni până vineri între orele 8-19, sâmbăta între orele 8-15. Informații la telefon 0265 511 845. Guard Express. Pază și protecție prin personal specializat. Monitorizarea sistemelor electronice de securitate. Consultanță de specialitate și servicii de protecție personală. Pentru siguranța casei dumneavoastră. Guard Express. Pază, monitorizare, intervenție. Northern Lore vă așteaptă în depozitul amenajat recent pe strada Gurghiului numărul 63, lângă fabrica de bere. Aici găsiți obiecte sanitare, materiale electrice și întreaga gamă de șuruburi.
toate sub același acoperiș. Northern Lower asigură transport gratuit în Reghin și în împrejurim. Prețuri fără concurență. Strada Gurghiului numărul 63, lângă fabrica de bere. Northern Lower vă așteaptă cu o gamă largă de produse, materiale de construcții, materiale de izolații și hidroizolații, sisteme de acoperișuri, cherestea rășinoase, materiale pentru finisaje, sisteme de cărămizi, BCA și vopsele lavabile. Northern Lower, strada Pandurilor numărul 136 și strada Gurghiului numărul 63. Salon Thea, pentru o mireasă care se respectă. La nunta ta, tu ești în rolul principal. Fie vrei o rochie de mireasă simplă, elegantă sau sofisticată, noi știm că vrei să arăți superb, fără egal, cea mai frumoasă, cea mai fericită. Locul ideal unde dorințele tale devin realitate și cel mai important moment devine unic este Salonul Thea. Aici găsești rochii de mireasă, accesorii și invitații. În Reghin, strada Gării, numărul 2. Telefon 0741 130 505. Salon Thea. Eleganță, rafinament, calitate. Agenția de turism Idea Tour oferă cele mai variate oferte turiștilor săi potrivite așteptărilor fiecărui turist în parte. Punem la dispoziția turiștilor noștri pachete turistice clasice, începând cu litoralul românesc, Bulgaria, Grecia, Turcia, circuite culturale în Europa, dar putem să le oferim și programe complexe de sejur plus circuit sau programe de explorare pentru cele mai îndepărtate colțuri ale lumii. Reghin Mihai Viteazu numărul 12, de luni până vineri, între orele 9-17. Idea Tour. Ideea ta de vacanță. Noi pentru tine. Restaurant Daria Reghin vă așteaptă într-un cadru complet renovat și modernizat. Capacitate 250 locuri. Ambianță ideală pentru mese festive, nunți, botezuri. Promoție mirii anului 2015 beneficiază de o reducere de 30% și decorul sălii inclus. Meniul zilei la alegere. Parcare monitorizată. Restaurant Daria. Ieșirea din Reghin spre Târgu Mureș. Informații la telefon 0740 847 648. Nu ratați promoțiile Evora Center. Peste 20 de ani de experiență am crescut la nivel național și internațional alături de clienții și colaboratorii noștri. La MaviProd beneficiez de soluții complete pentru industria forestieră, agricolă, construcții și servicii energetice, servicii cu acoperire națională, piese originale cu livrare rapidă, suport tehnic și consultanță, siguranța unei colaborări eficiente. MaviProd, un partener de încredere.